care Domnul l-a dăruit în urmă cu 35 de viacuri lui Moise, dar un cuvânt care se potrivește și pentru noi în vremea aceasta și în urma rostirii acestui cuvânt de binecuvântare să înălțăm spre Domnul o rugăciune pentru această fetiță. Am să vă invit să vă ridicați împreună cu mine în picioare, pe fratele Zaharian să vă rog să mă ajute în această lucrare, dumneavoastră v-a citit cuvântul, la momentul potrivit biserica va rosti amin, adică așa să fie, ca dovadă că noi toți dorim acele lucruri pe care Domnul le-a cuprins în cuvântul binecuvântării, iar la urmă, ținând în brațe această fetiță, mă voi ruga pentru binecuvântare eu și după mine se va ruga unul dintre părinții, pe părinții să vină în față, frate Zaharia, dumneavoastră, vei veni împreună cu mine și cineva ne va da un microfon din acesta. Vom citi cuvântul Domnului din Cartea Numeri, capitolul 6, de la versetul 22 și așa cum s-a amintit. Cei care dorim binecuvântarea acestei fetițe și cu toți o dorim, suntem chemați să rostim un amin din toată inima noastră și Domnul să ne ajute. Amin. Amin. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvânteze și să te păzească Jessica. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Jessica. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Jessica. Amin. Astfel să pune numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, a zis Dumnezeu. Amin. Amin.